cât primesc pensie românii cu 25 de ani vechime din septembrie. Începând cu 1 septembrie 2024, formula de calcul pentru pensie se va schimba, având următoarea structură: pensia se calculează prin înmulțirea valoarei punctului de referință, VPR, cu numărul total de puncte acumulat. Valoarea punctului de referință este stabilită pe baza valorii punctului de pensie, care este de 2032 lei. Această valoare se împărțesc la 25, rezultând un VPR de 81 lei. Acest indicator este crucial în calculul pensiei, având rolul de a transforma punctele acumulate în valoare monetară. Numărul total de puncte. Numărul total de puncte se compune din trei categorii principale. Puncte contributivitate. Acestea sunt punctele acumulate în perioada în care persoana a contribuit efectiv la sistemul de pensii. Puncte stabilitate. Aceste puncte sunt un aspect nou introdus în formula de calcul și se acordă pentru anii de contribuție care depășesc 25. Distribuția punctelor este astfel. 0,50 puncte pe an pentru anii din intervalul 26-30 inclusiv. 0,75 puncte pe an pentru anii din intervalul 31-35 inclusiv un punct pe an pentru anii din intervalul 36 și mai mult. Puncte asimilate necontributive Aceste puncte se acordă pentru perioadele în care persoana a beneficiat de drepturi de asigurări sociale, cum ar fi Beneficii de asigurări sociale Expensie de limită de vârstă Pensie anticipată parțială Pensie de urmaș Studiile universitare Dacă au fost urmate la zi și absolvite conform legii serviciul militar, inclusiv stadiu militar în termen, termen redus, concentrat, mobilizat sau prizonierat. Perioada concediului de creștere a copilului Mai multe informații despre perioadele asimilate stagiului de cotizare pot fi găsite pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Punctajul lunar pentru perioade asimilate Pentru perioadele asimilate, punctajul lunar poate fi calculat astfel. Pentru studiile universitare, serviciul militar sau concediul de creștere a copilului, 25% din câștigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective. Punctajul lunar pentru persoanele cu pensie de invaliditate. Pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate, punctajul lunar se stabilește în funcție de gradul de invaliditate. 0,70 puncte pentru gradul 1. 0,55 puncte pentru gradul I. 0,35 puncte pentru gradul I. Majorarea punctajelor pentru condiții de muncă speciale. Pentru muncitorii care au lucrat în condiții speciale sau deosebite, punctajul se poate majora după cum urmează. Cu 25% de pentru activitățile desfășurate în grupa a doua de muncă sau în condiții deosebite cu 50% de procente pentru activitățile desfășurate în grupa ei de muncă sau în condiții speciale. Cu 50% de procente pentru alte condiții de muncă speciale. Calculul pensiei. Pentru a calcula pensia, se va ține cont de venitul pentru care s-a plătit contribuția la sistemul de asigurări sociale și de vechimea efectivă realizată pe teritoriul României. Este important de menționat că punctele se vor acorda doar pentru anii de contribuție care nu se suprapun cu anii de pensie. Pensie după 25 de ani vechime. Să considerăm un caz ipotetic pentru un angajat cu o vechime totală de 25 de ani și un salariu net lunar constant de 2000 lei. În acest caz, salariul brut estimat ar fi de 3550 lei. Calculul punctajului lunar se face astfel. Salariul brut de 3550 lei împărțit la câștigul mediu brut utilizat la realizarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 6789 lei, 0,52 puncte lunar. Pentru un salariat cu 25 de ani vechime și un salariu net constant de 2000 lei, calculul pensiei se face astfel. Punctaj lunar 0,52. Punctaj anual, punctaj lunar pentru fiecare lună din anul respectiv împărțit la 12. Astfel, pensia se calculează ca, 25 ani x0,52x81 lei, rezultând o pensie lunară de aproximativ 1053 lei. Pensia minimă garantată. De la 1 ianuarie 2024, indiferent de suma totală calculată, pensia minimă garantată este de 1281 lei pentru toți românii. Exemplu de calcul pentru punctaj asimilat pentru un salariat cu 3 ani de studii universitare. 50% din câștigul mediu brut, 3394,6 lei, 0,5 punctaj lunar pentru fiecare an de studii. Numărul total de punctaje lunare se adună în funcție de durata facultății pentru a obține punctajul anual asimilat. Acest ghid detaliat oferă o înțelegere cuprinzătoare a noilor reglementări privind recalcularea pensiei începând cu 1 septembrie 2024 și poate ajuta persoanele să-și estimeze pensia în funcție de contribuțiile și perioadele asimilate.